La început de an 2016, cunoscutul site de turist TripAdvisor face recomandări pentru destinații turistice. Pentru turiștii care vin în județul Brașov, sfaturile sunt să viziteze partea istorică, dar să se și relaxeze natură. Potrivit site-ului TripAdvisor, turiștii care petrec un weekend la Brașov trebuie neapărat să viziteze Piața Sfatului și Biserica Neagră. Tot din municipiul Brașov mai sunt recomandate prima școală românească, Strada Sforii sau Biserica Sfântul Nicolae. Toate aceste obiective turistice, dar și alte puncte de interes sunt descrise foarte bine în recomandările site-ului amintit. O altă recomandare a site-ului de turism sunt cetățile și castelele medievale din județ, Castelul Bran, cunoscut ca și Castelul Dracula, Cetatea Râșnov, Rupia sau Făgăraș, se numără printre recomandări. Turiștii care au fost deja la Brașov au scris pe TripAdvisor sute de review-uri și au acordat calificative de excelent sau foarte bun Brașovului. În ultimii ani s-au făcut investiții de milioane de euro în aceste cetăți, iar rezultatul se vede acum în număr de turiști. TripAdvisor este pe locul 2 în lume ca și aplicație pe Facebook, având peste 60 de milioane de utilizatori unici pe lună. Pe site sunt postate review-uri în aproape 96% din țările lumii.